vreau să vorbim puțin despre ce înseamnă o casă pasivă. Am pregătit o prezentare, sper eu, cât se poate de succintă, cu cele mai importante lucruri pe care ar trebui să le știi despre casele pasive, despre ce înseamnă o casă pasivă, ce presupune un astfel de proiect. Cred că în căutările pe care le-ai făcut de-a lungul timpului către proiecte, modele și, nu știu, alte surse de inspirații, cred că ai auzit deja despre casele pasive. Casele pasive vor fi destul de prezente în viitorul nostru și, din punctul meu de vedere, merită toată atenția și vă recomand și vouă, dacă începeți un proiect, să luați în calcul o astfel de abordare, pentru că fac parte din viitorul nostru, mai exact din viitorul foarte apropiat, și cred că puteți începe chiar de acum, de astăzi, din prezent, să vă orientați către o construcție sănătoasă, o construcție către o casă pasivă. Desigur, am să-ți aduc aminte de butonul de like, ajută foarte mult, și dacă încă nu ești abonatul canalului meu, mai jos ai butonul de subscribe și în felul acesta vei putea urmări clipurile mele pe care le postez de două ori pe săptămână și dacă vei apăsa și clopoțelul vei fi notificat atunci când aduc clipuri noi. De asemenea, nu uita de rubrica de comentarii pe care o poți folosi pe tot parcursul acestui clip, dar și la final. Hai să vedem care sunt cele mai importante principii și ce înseamnă o casă pasivă. De obicei, când vorbim despre case pasive, ne imaginăm o astfel de casă plină de verdeață și plină de panouri fotovoltaice. Ei bine, o să vedeți că nu este chiar așa. Principalul lucru la o casă pasivă este partea de funcționalitate, un consum foarte redus, să fie cât mai redus și foarte prietenoasă cu mediul. De asemenea, o casă pasivă va avea un design foarte mult simplificat și va fi destul de compactă. O să vedeți că acest design al caselor pasive, care poate părea simplist câteodată, poate avea destul de multe opțiuni de personalizare și totul stă în detalii. Toată atenția se duce pe detalii și puteți observa, o să vedeți și pe canal la mine, niște modele cu niște case pasive care par simple prin forma lor, însă detaliile și atenția la detalii le fac atât de diferite și au o personalitate specială cu totul. Casa pasivă este o construcție cu un proiect bine pus la cap încă din faza de concept. Avem nevoie de astfel de construcții, construcții care mai sunt denumite, nu știu dacă foarte corect, eu nu apreciez chestia asta, a fi construcții verzi, construcții sănătoase și prietenoase cu natura. Cu asta sunt perfect de acord. Dacă până acum conceptul, ideea de casă pasivă era ceva asociat pionieratului sau luxului, lucrurile s-au cam schimbat și se vor schimba în continuare, aducând acest tip de locuință cât mai aproape de a fi din ce în ce mai adoptat și de a deveni din ce în ce mai accesibil. Ideea de casă pasivă are legătură directă cu responsabilitatea pe care o purtăm cu toții, dar mai ales și cu educația în construcții. Ce este o casă pasivă? În primul rând, sunt două lucruri foarte importante. Este o locuință, sau mă rog, o construcție cu un consum foarte redus și cu un impact minim asupra mediului, asupra globului, la modul că amprenta de carbon este foarte mult diminuată prin materialele care sunt utilizate, prin modul cum se realizează această construcție și prin modul cum ea rămâne pe parcursul vieții, pe parcursul de funcționare, prietenoasă cu mediul, adică cum folosește energia și cât de mult consumă, atunci toate lucrurile astea sunt într-o ecuație puse cap la cap și rezultă un impact. Și acum, la o casă pasivă, impactul este minim asupra mediului înconjurător. Este o casă al cărei consum de energie se apropie de zero, având un impact minim asupra mediului înconjurător. Se utilizează termenul de pasiv, deoarece face referire la modalitatea prin care se realizează încălzirea locuinței, și anume pasiv, prin recuperarea de căldură în contextul în care pierderile sunt reduse aproape complet. V-am mai povestit. Recuperatoarele de căldură sunt tehnologia care ne va ajuta foarte mult să nu mai pierdem căldură, nu mai deschidem ușa și geamul îți dăm drumul la căldură și implicit la energia consumată pentru a încălzi acel spațiu, și avem nevoie de un astfel de sistem de climatizare pentru a nu arunca
pe fereastră, ceea ce am consumat cu o zi înainte să încălzim spațiul respectiv, dar totodată să putem beneficia și de aportul de aer proaspăt de care avem nevoie. Pe scurt, casa pasivă este o locuință care nu are nevoie de surse exterioare de energie pentru a asigura procesele de încălzire și răcire. Aici este o chestie foarte importantă de menționat. Când vorbim despre surse exterioare, ne referim la faptul că nu ardem lemne, nu ardem gaz, nu facem focul, nu ardem peleți, folosim totul din resurse regenerabile. Pompă de căldură sau poate o centrală electrică, deci lucruri de genul ăsta pot ajuta casa să producă energia termică pentru a se încălzi. Explicarea acestui concept de casă pasivă, o să încerc să îl explic cât se poate de pe scurt. Conceptul este unul relativ nou introdus în România și a pătruns pe piață ca o soluție a problemelor întâlnite în sistemele tradiționale de încălzire. Pe scurt, o să fac o paranteză. Casa Buchnici este, cred că, unul dintre proiectele cele mai mediatizate și este exemplul cel mai mult folosit la noi în țară, fiind de altfel și a 10-a casă, ocupă locul 10 din ce am înțeles pe glob, adică este a 10-a casă pasivă, ceea ce este foarte important, pentru că casa lui este casa cu numărul 10 din nomenclatorul de case pasive, cele care sunt acreditate de către Institutul Passive House. Astfel, noțiunea de casă pasivă respectă 5 criterii de bază: izolare, vitraje, închiderea exterioară, punțile termice și sistemul de ventilare. O să trecem cât se poate de rapid prin toate cele pe care le-am menționat. Izolarea se referă la utilizarea unui termosistem performant și adecvat proiectului tău. Cele mai multe soluții indică vata minerală bazaltică, asta mai ales datorită provenienței materialului în sine, mai precis roca vulcanică bazalt. Vitrajele au legătură cu golurile de la ferestre și uși și aici ne referim la spațiul și suprafața generată de aceste goluri și implicit de sticla folosită pentru a umple aceste goluri. Cu cât avem mai mulți metri pătrați de spațiu vitrat de sticlă, cu atât ne putem expune și putem avea pierderi mai mari. În funcție de cum sunt acestea dispuse, și aici mă refer la dispunerea lor cardinală nord, sud, est, vest, acestea pot indica prin cifre parametri de performanță sau de neperformanță. De asta acest capitol necesită o mare atenție, pentru că vom omite acest detaliu și ne vom arunca la suprafețe mari, este posibil să aducem o pierdere locuinței. De asemenea, dispunerea corectă a ferestrelor poate aduce plus de energie locuinței, ceea ce va însemna un efort mai mic al echipamentelor care vor produce confortul climatic interior. Închiderea exterioară este o fază mai complexă și aici se pot desfășura mai multe discuții, fie despre învelitoare, aici vorbim despre acoperiș, fie despre tâmplărie, dar și despre terase și logii. Punțile termice, așa numite punți termice, pot fi inamicii invizibili ai casei. Despre asta vom discuta într-un video dedicat, într-un video separat, deoarece este un aspect foarte important și necesită un pic mai mult timp și o să găsiți pe canal un video despre punțile termice. Sistemul de ventilare. Aici tehnologia ne ajută să optimizăm locuința și prin mișcarea aerului să ajutăm sistemul de climatizare să devină mai eficient, micșorând consumul. Acum, de ce o casă pasivă? Avantajele unei case pasive, acest tip de casă, acest tip de locuință ne va aduce pe termen lung un confort din punct de vedere financiar, unii pot spune avantaje. Eu aș spune un confort și o relaxare economică pe termen lung. Atunci când pleci la drum pentru un astfel de proiect, e bine să pleci cât mai bine informat, mai ales cu privire la costurile despre investiție, costuri pe care le vei revedea încă din faza de start. Totuși, e bine să vezi această investiție ca o strategie prin care te vei degreva de un stres al întreținerii din viitor. Adică sper eu să pui pe hârtie un proiect cât mai compact, cât mai chipzuit, astfel încât să nu-ți fie greu pe viitor cu întreținerea casei. Practic, te vei focusa încă de la început la o casă care să consume cât se poate de puțin. Modul în care casele pasive sunt concepute elimină nevoia de a folosi sisteme de încălzire tradiționale. Așa cum am zis și la început, indiferent de tipul de climă, mai mult sau mai puțin prietenos, nu sunt condiționate de factorii climatici, ci sunt adaptate la clima zonală. Prin urmare, izolarea foarte puternică la nivelul pereților, acoperișurilor și a ferestrelor reduce semnificativ bilanțul energetic, datorită eficienței sale extrem de ridicate. Casele pasive folosesc energia solară și pot asigura vara doar prin sistemul de umbrire un climat interior plăcut și constant. Studiile arată că la o casă pasivă executată corect, costul întreținerii anuale ajunge să fie
de până la 5 ori mai mic comparativ cu o casă convențională construită după normele actuale. Datorită ventilației mecanice controlate, se creează un circuit continuu în care aerul poluat din interior este purificat cu aer proaspăt din afara locuinței. Așadar, locuitorii unei case pasive se bucură de un aer filtrat cu o concentrație foarte scăzută de CO2 și alți compuși chimici dăunători. Acest aspect influențează în mod pozitiv și calitatea vieții a persoanelor ce aleg să locuiască sub un astfel de acoperiș. Mai exact, filtrele care se regăsesc în sistemele de ventilație împiedică pătrunderea în casă a particulelor de praf, a impurităților și a alergenilor. Potrivit Passive House Institute, acest sistem de ventilație echilibrat menține umiditatea din interiorul casei la un nivel confortabil cuprins între 30 și 60%. Casele pasive nu sunt condiționate de utilizarea unor materiale de construcții impuse, deoarece standardul acestor case este bazat pe performanță și pe calitatea execuției, încurajând utilizarea de materiale locale și sustenabile, atâta timp cât se respectă principiile de proiectare, desigur. Prin urmare, ai flexibilitatea de a alege cele mai potrivite materiale în raport cu poziționarea terenului pe care îl deții și bugetul de care dispui. Asta ar fi o schiță destul de simplă, este o secțiune pentru o casă pasivă unde ne putem face așa o idee cum se raportează această casă la mediul unde va fi amplasată și cât de mult contează să primească lumină naturală, să beneficieze de energia de la soare și să aibă o formă cât se poate de simplă. Sper eu că am reușit în câteva cuvinte să expun cele mai importante sau cele mai de bază principii pentru o casă pasivă, pentru un proiect, pentru a putea realiza și construi o casă pasivă. Dacă ai întrebări cu privire la acest subiect, folosește rubrica de comentarii. Dacă ți-a plăcut videoclipul meu, apasă butonul de like și dacă încă nu te-ai abonat, apasă butonul de subscribe. Dacă vrei să devii membru activ al comunității mele, apasă butonul de join sau de alătură-te. Și în felul acesta vei avea acces la clipuri în avans și alte subiecte dedicate membrilor. Până data viitoare, te salut și spor la treabă!